ArcticStream SA, integrator IT cu focus pe tehnologiile Cisco, implementează soluții atât în zona de infrastructură de rețea, cât și în zona de cyber security. Din punct de vedere al rezultatelor publicate la semestrul 1, vedem că activele circulante reprezintă 90% din totalul activelor. Stocurile au crescut semnificativ cu 22.100% pe fondul complexității proiectelor în derulare, spun cei de la companie, precum și a timpilor de livrare care au făcut imposibilă sincronizarea tuturor componentelor ce fac parte dintr-o integrare, în timp ce creanțele au crescut și ele cu aproximativ 170 pe fondul evoluției pozitive a cifrei de afaceri. În ultimele 2 luni, ArcticStream a reușit să încaseze peste 12 milioane de lei din creanțele raportate la 30 iunie. Restul creanțelor se află în termenul de plată contractual. Casa și conturile la bănci au scăzut cu 39%, în principal în urma plății dividendelor distribuite de ArcticStream pentru anul 2021. Datoriile totale sunt cu 84% mai mari, ca urmare a unei creșteri a volumului de afaceri. Datoriile pe termen scurt avansând cu 91%, de la 10,22 milioane lei la 19,52. Veniturile din exploatare, aferente primului semestru din anul 2022, a avut o creștere de 133%, de la 11,9 milioane lei în 2021 la 27,8 milioane lei. Acest fapt se datorează în parte contractelor semnificative anunțate pe parcursul anului trecut, dar și a contractelor noi încheiate la începutul anului 2022. Parte din contractele semnificative anunțate sunt organizate a fi închise în al doilea semestru în acest an, ceea ce ar trebui să se vadă la rezultatele anuale. Cheltuielile din exploatare sunt mai mari cu 135%, în special ca urmare a creșterii cheltuielilor cu mărfurile și altor cheltuieli de exploatare. De partea cealaltă, cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au scăzut cu 99%, de la 3,94 milioane lei la doar 50.000 de lei. Creșterea business-ului a generat o dublare a profitului din exploatare la 2,01 milioane lei. Profitul financiar pozitiv a compensat în totalitate impozitul pe profit, după cum puteți vedea. Astfel că profitul net pentru primele 6 luni a fost de 2 milioane și 50 de mii de lei.